rămas alături de acești copii minunați care au prezentat povestea Ghetorii Dafe de la bun început. Erau greutăți, erau probleme, că ei nu sunt artiști profesionali. Dar de zi cu zi, de săptămână cu săptămână, în trânsii am văzut acel mugure care l-am dezvoltat până am obținut ceea ce am obținut, ceea ce s-a văzut astăzi pe scenă. A fost o prezentare foarte bună, a fost o prezentare care mi-a adus multe emoții până la lacrimi. Mulțumesc tuturor care au participat, mulțumesc organizatorilor, mulțumesc dumneavoastră, domnule Petre Crăciun, că ați venit de la București și ați fost alături de noi. Mulțumesc domnului Victor Gheorghe Stan, că la fel a venit și a fost alături de noi. Domnul Plăcintă, pentru că vă aflați în România, unde aveți foarte mulți cititori, pe portalul Literatură Copii, zilnic, scrierile dumneavoastră atrag foarte mulți cititori. V-aș ruga să le adresați un cuvânt celor care fie maturi, fie copii, fie mititei, vă citesc aici din România. Mi-aș spune doar următoarele, să citească. Atunci când citești, ești înarmat. De orice. Ești pregătit pentru viață. Poți să rezolvi orice problemă. Ne doresc sănătate. Ne doresc să ni se împlinească visele și gândurile frumoase care le-au.